Vă rog să deschideți la Epistola Bucuriei. Filipeni, capitolul 4, la versetul 1. Greu ne putem opri, rămânem să citim până la versetul 8. Filipeni, capitolul 4, versetul 1. De aceea, prea iubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul, prea iubiților. Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Și pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să vin ajutorul femeilor acestora, care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Bucurați-vă totdeauna în Domnul și iară zic, bucurați-vă! Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Creștinii nu se distrează. Creștinii se bucură. Poate că o să ziceți, dar este diferență între una și alta? Cu siguranță că este. Lumea de afară se distrează, dar nu se bucură. Ați văzut oameni care se distrează și nu se bucură? Eu am întâlnit. Spunea un frate din Arad, tatăl Onisim Mladin, mă zice, tu când râzi, te și bucuri? Poți să zâmbești și inima să plângă. Și pot să fie lacrimi și inima să se bucure. Spuneam de mult într-o împrejurare că era o întâlnire în Arad în urmă cu zeci de ani de zile. Venise un preot reformat de undeva din Bihor și omul acesta făcuse ani grei de pușcărie. Și spunea el că la un moment dat a ajutat un deținut. I-a dat de mâncare sau nu mai știu ce a făcut și pentru asta a primit 5 zile de carceră. Acum trebuie să știți că pușcăria în vremea aceea nu era distracția de astăzi la pușcăriile noastre. Internet, mâncare, pretenții, era pușcărie. Carcera însemna fără mâncare și fără posibilitate să dormi. Și fratele spunea așa, Dumnezeu mi-a dat așa o bucurie încât parcă nu mai rezistam. Și m-am gândit, dacă aici, în carcere, Dumnezeu îmi dă așa bucurie, ce va fi dincolo? Zice fratele, ca și cum ar fi nunta la casa miresei și de acum urmează nunta la casa mirelui. Bucuria este unul din imperativele Scripturii. Sunt multe imperative în Sfânta Scriptură. Unul s-a citit în această după-amiază, să se roage necurmat și să nu se lase. Nu știu când sunteți dumneavoastră, dar eu am listă de rugăciune care e cam obosită și e uzată. Și unii ori sunt tentat să zic, nu mă mai rog pentru asta. Dar Scriptura ne spune să ne rugăm necurmați și să nu ne lăsăm. Domnul Iisus Hristos îi spunea lui Nicodim, care venise să pună întrebări așa, sigur, din sufletul lui și era preocuparea vieții lui. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, trebuie să te naști din nou. Nu poți să vezi și nu poți să ajungi dacă nu ești născut din nou. Domnul Iisus Hristos spunea că trebuie să cercetați Scripturile. Așa, trăirea aceasta după unul, după altul, după zi, pe alta, este una cu probleme și una nesigură. Credința noastră este bazată pe Scriptură. De aceea, cercetați Scripturile, este poruncă a lui Dumnezeu. De asemenea, Scriptura ne spune să fim foarte atenți în ce privește relațiile dintre noi. Iubiți-vă unii pe alții.
Nu este ceva, vezi, unul are dragoste, dacă altul n-are, nu e nicio problemă. Este o poruncă, este un imperativ. Însă alături de aceste imperative este și imperativul acesta, bucurați-vă. Acum, dacă ar spune cineva, întristați-vă, parcă ne-ar fi mai ușor. Când ne-am aduce aminte de una și de alta și de ziua de mâine și de contul la bancă și de mașina care troncă-ne într-o parte și de o durere care o simt undeva și mai ușor am găsit prilejul să ne întristăm și să ne doară. Însă, poruncă să te bucuri, asta este mai greu. Dragii mei, dar este o poruncă a Scripturii. Și porunca aceasta nu este numai în Noul Testament. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, o să găsim nenumărate pasaje, foarte, foarte multe, încă în lege găsim această poruncă pentru poporul lui Dumnezeu. Uitați-vă la Deuteronom, capitolul 16, versetul 14 și 15, spun așa: să te bucuri la sărbătoarea aceasta, tu, fiul tău, fiica ta, robul, roba ta. 15. Să prăznuiești sărbătoarea șapte zile în cinstea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care va alege Domnul, căci Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta în toate rodurile tale și în tot lucrul mâinilor tale, de aceea fii vesel. Dragii mei, dați-mi voie să vă pun o întrebare. Dacă cineva are dreptul, sau pun întrebarea, cine atunci să se bucure dacă nu pocăiți? Dacă nu copiii lui Dumnezeu? Dacă cineva are dreptul să se bucure, atunci cei care sunt copiii lui Dumnezeu au dreptul acesta să se bucure. Pentru că avem așa binecuvântări și Dumnezeu ne-a făcut parte de așa mari haruri pe care le-a turnat peste noi. În urmă cu 20 de ani eram în Atlanta și păstorul la care am fost, american, ne-a dus a doua zi împreună cu altă familie din biserică la un restaurant să servim masa împreună. Și doamna care era împreună cu noi, așa cu oarecare sfială, m-a întrebat: why Christian in Romania, they are so sad? M-am gândit, dar de ce, mă gândeam, de unde știa așa de bine despre România? Tocmai fuseseră jocurile olimpice la Atlanta și zice ea, toate grupurile și toate echipele care au defilat acolo, jubilau și cred că și românii atunci nu sunt așa de la curent cu medaliile, au luat ceva medalii, că sunt și români destul de buni. Deci echipa românilor era cea mai tristă. N-am știut ce să-i răspund. Noi, copiii lui Dumnezeu, avem dreptul să ne bucurăm. Cineva spunea, specialiști, nu mă pricep în privința aceasta, pentru ca să zâmbești, e necesar să pui în mișcare trei mușchi. Ca să stai încruntat, sunt necesari 60 de mușchi. Vă dați seama ce trudă să stai? Întreb odată pe un frate din biserica noastră, spun, frate, de ce nu te bucuri? Zice, las că mă voi bucura altădată. Dar eu, săracul, nu se bucura. Dragii mei, suntem chemați să ne bucurăm. Nu să ne veselim, nu să ne distrăm, ci să ne bucurăm. Și Scriptura ne spune în Eclesiastul, capitolul 2, versetul 25, cine poate să mănânce și să se bucure fără El? Elementul care ne dă dreptul și cu adevărat face sărbătoarea și farmec și avem dreptul să ridicăm privirile și să fim bucuroși este Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat fie numele Lui. Vreau să ne uităm în câteva minute la patru lucruri pe care le vedem și în pasajul nostru, care ne ajută cu adevărat să ne bucurăm. Ne spune aici Sfânta Scriptură, la versetul 3, că numele acestor lucrători sunt scrise în Cartea Vieții. A călor nume sunt scrise în Cartea Vieții. Odată vin la Mântuitorul, ucenicii entuziasmați că până și duhurile le sunt supuse. Domnul Iisus Hristos parcă vrea să-i tempereze spunându-le, mă, oameni buni, stați liniștiți, este ceva mai mare decât asta. Și anume, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Nu există bucurie mai mare în lumea aceasta decât să fii împăcat cu Dumnezeu, să ai păcatele iertate și să știi că te duci în cer. Tu nu ești în această după-amiază aici la întâmplare. Dumnezeu te-a chemat,
Dumnezeu îți oferă în această seară iertarea Lui și binecuvântarea Lui. Nu există satisfacție mai mare. Este mare lucru că pot să ajung în America sau pot să conduc o mașină sau știu alte oportunități în lumea aceasta, dar nimic nu întrece bucuria de a avea numele noastre scrise în ceruri. Binecuvântat fie numele Lui. Cum ești cu iertarea păcatelor? Ești unul dintre cei iertați? Știi că numele tău este scris în cer? Poate că te scuzi că ai o religie, că vii la biserică, că activezi, toate sunt bune, dar dacă n-ai siguranța că păcatele tale sunt iertate, ești un pierdut și viața nici nu are sens. Peste fiecare din noi apasă un sentiment al vinovăției. Și nu-l putem rezolva altfel decât la crucea Domnului Iisus Hristos. Când e vorba de copii, rezolvăm mai ușor. De exemplu, un copil care a mințit, care a furat, care a făcut ceva, a vorbit obraznic, este absolut necesar o jordiță. I-ai administrat două și dorme liniștit. Parcă și cere lucrul ăsta. Cu noi ăștia mai mari, nu putem cu jordița. Bine ar fi dacă am putea rezolva problemele așa. Este o cântare tare frumoasă care spune: mai este loc la cruce. La cruce ai loc și tu. Ai ajuns la crucea Domnului Iisus Hristos? Ai păcatele iertate? Ești unul dintre copiii lui Dumnezeu? Ai siguranța că numele tău este scris în cer? Ești un om binecuvântat. De aceea nu pleca din locul acesta până nu te asiguri că păcatele tale sunt iertate. Citim Vechiul Testament acum la rând. Suntem în Daniel de data aceasta și atunci când am ajuns în Iov, mi-am adus aminte din nou de acest verset tare frumos, Iov, capitolul 22, versetul 21. Iată ce spune acest verset tare frumos. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Dragii mei, omul cu păcatele iertate, omul care are numele scris în cer, are dreptul să se bucure. Un al doilea lucru care ne ajută să ne bucurăm și să crească chiar bucuria noastră este atitudinea față de încercări. Spune aici versetul 3, și pe tine adevărat tovarăș de jug. Vedeți, Apostolul Pavel când scrie această epistolă, nu o scrie din Arizona, nici de pe coasta de Azur, nu o scrie dintr-un loc de odihnă, ci o scrie din închisoare. Și epistola aceasta este numită Epistola Bucuriei pentru că este pomenit acest cuvânt de cel puțin 16 ori, în capitolul 1 de 4 ori, capitolul 2 de 7 ori, capitolul 3 odată, capitolul 4 de 4 ori, în total, în această epistolă relativ scurtă, se vorbește de 16 ori de bucurie. Apostolul Pavel în închisoare, în lanțuri, în condiții inumane, le scrie celor de afară liberi, cu posibilități, bucurați-vă. Pentru că adevărata bucurie nu este funcție de circunstanțe. Știți ce se întâmplă cu viața noastră? Mereu, mereu, diavolul ne ademenește cu ideea aceasta că acum nu mă pot bucura. Dar dacă aș avea mai mulți bani, dacă aș ajunge în America, conduc pe highway, dolari, lei nu spun, nu? Și când ajung aici, îmi dau seama că bucuria a fugit mai departe. Și iar fug. Și nu acum, dar atunci, dacă aș fi la pensie, la funeral home. Dragii mei, niciodată momentul ăsta nu ne oferă bucurie și satisfacție. Tot mereu atunci, dacă. Și Domnul ne spune, bucurați-vă acum. Știți care este un lucru tare interesant? Nu știu dacă v-ați gândit vreodată să mulțumiți pentru lucrurile care nu le puteți cumpăra cu bani. V-ați gândit vreodată la asta? Poți să cumperi o mașină, poți să cumperi o casă, mai multe case, poți să cumperi proprietăți și așa mai departe.
Dar sunt lucruri care nu le puteți cumpăra cu bani. De exemplu, nu poți să cumperi o soție. Știți undeva soții de vânzare? A mea e un dar de la Domnul. Bărbați mai găsești. Ah, nu. Nu găsești un bărbat. Este harul și îndurarea lui Dumnezeu pentru noi, nu? Da. Știți cumva nepoți de vânzare undeva? Eu am niște nepoți, cei mai faini nepoți de lumea asta sunt la mine. Drăguți, nu știu câteodată cum să fac. Cele care sunt la rad, sunt mai mult cu ele, zic Icu, ca să facem diferență între bunici și noi suntem Icu și Ica. Icu, hai să fugim. Dă-i prin grădină, el e tot mai tare și eu tot mai încet. Sunt deosebiți. Cineva, știți undeva unde poți să cumperi un bunic? Nu poți să cumperi, nu. Nu există. Dragii mei, tot mereu ne gândim la ceva care va urma să ne bucurăm. Și Domnul ne spune, uitați-vă la ce aveți și începeți să vă bucurați. Pentru că bucuria nu este în funcție de împrejurări, ci este o alegere. Unul dintre cele mai puternice pasaje în privința aceasta este mai departe în pasajul nostru, de aceea era greu să mă opresc, nu știam unde. Zice Apostolul Pavel în continuare, Filipeni, capitolul 4, versetul 11. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni, m-am deprins. Care e cuvântul care l-am subliniat? M-am deprins. Știți ce înseamnă asta? Exercițiu. Haltere. Atât am încercat până am reușit. Nu sunt un om tare mulțumit, să nu credeți cumva că predic din experiență. Am venit odată acasă și mă uit pe fereastră și zic, mă, dar ce-i cu aia acolo? Și fiică mea e mică și șoptește lui maică, de când a venit acasă, tate, nu mă bombănește, nu mai nemulțumit. Nu faceți ca mine, nu faceți ca mine. Însă, trebuie să înțelegem încă o dată că bucuria și mulțumirea este o alegere. Apostolul Pavel a ales să fie mulțumit cu starea în care se găsește. Spune aici, m-am deprins, asta înseamnă exercițiu. Am citit nu de mult despre Nadia Comăneci, a venit cineva la mine când eram în America și mi-a zis, în România, Dracula, nu Dracula, noi cu Nadia Comăneci ne lăudăm. Și am citit despre această fată că a mâncat bătaie și n-a avut posibilitate să hrănească cum trebuie, pentru că antrenorul a fost foarte drastic și a ajuns Nadia Comăneci. Ei, atâta s-a antrenat și atâtea exerciții a făcut încât a obținut 10. În momentul când trebuia să se afișeze, hop, că nu este nota 10. Exersăm aceste lucruri, mulțumirea și bucuria. Este o alegere. În funcție de situație, în funcție de împrejurările în care mă găsesc, aleg să fiu bucuros sau să fiu trist. Atitudinea corectă față de încercări mă ajută să fiu bucuros și să fiu mulțumit. Dacă alegem această variantă, Dumnezeu este peste noi, prin harul Lui ne dă binecuvântare și ne dă har. Iată, Apostolul Pavel s-a antrenat și până la urmă a reușit. Dragii mei, să știți că nicăieri nu scăpăm de probleme și de încercări. Noi aveți un fel de încercări, noi avem poate puțin diferit, dar niciodată nu scăpăm de ele. Spunea cineva care fusese în biserica noastră și era nemulțumit și spunea, mă duc că aici e așa și așa. Zic, mă, auzi aici, tu când o să pleci în biserica unde o să ajungi tu, o să fie exact aceleași persoane, dar cu nume diferit. O să-l găsești acolo pe Sorin, pe Dorin, pe Ghiță, pe ăștia, o să fie diferiți, cu alte nume. Pentru că nu scapi. Și cu privința aceasta știți că un tânăr a venit la comitet și le-a spus fraților, eu vreau să mă duc într-o biserică ideală. Și frații înțelepți au spus, auzi, când ajungi în biserica aia, nu o să mai fie ideală. Nu scăpăm de probleme. Nu scăpăm de încercări, pentru că Dumnezeu, prin încercări, lucrează la caracterul nostru. Pentru ca în ziua glorioasă să fim fără pată și fără zbârcitură sau orice altceva de felul acesta. Am ascultat o predică
aici în Statele Unite, deși a fost rostită la Cluj de Ravi Zaharia, și omul acesta spunea că în zona lor există o tânără care nu simte durerea. Pune mâna pe sobă, nu simte. O înțap, nu simte. Este o boală mai rară. Și mama acestei fete se roagă în fiecare zi, Doamne, fă ca fiica mea să simtă durerea. Astăzi trăim într-o vreme, într-un secol al distracțiilor, a fanului. Este o industrie pentru distracție. Numai să nu simți durere, numai să nu fii incomodat. Totul să fie la dispoziție și numai fan și distracție. Dumnezeu îngăde în viața noastră și încercări și probleme pentru desăvârșirea caracterului nostru. Dacă înțelegem lucrul ăsta, atunci vecinul nu mai este o pacoste. Doamne, de ce m-ai pus lângă vecinul ăsta? Ce zici? Doamne, Tu mi-l-ai dat pe vecinul ăsta să mă cizelez. Când te duci la serviciu și șeful face tot timpul figuri, când ai înțeles adevărul, te duci și zici, Doamne, Tu prin ăsta vrei să mă faci să fiu asemenea Domnului Iisus Hristos. Poate că te plângi de nevastă, de copil, de biserică. Ei, când ai înțeles că Dumnezeu, prin toate aceste împrejurări, lucrează la caracterul tău, începi să te bucuri. Dumnezeu are soli, Dumnezeu are unelte, Dumnezeu are mijloace pentru tine. Toate sunt binecuvântări pentru viitorul și gloria numelui Său. Că în final, acesta este scopul lui Dumnezeu. Nici măcar nu este scopul să ne ducă în cer. Scopul lui Dumnezeu este ca în final toată slava să fie a lui Dumnezeu. Un al treilea lucru care ne ajută să ne bucurăm, spune Scriptura aici, că au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie. Atunci când ești interesat de mântuirea altora, începi să te bucuri. Bisericile noastre, în general, vorbeam și cu fratele Mircea în Arad, spunea cineva că Aradul este leagănul pocăiților. Unii au și adormit în leagăn. Dar mulți chiulesc. Mulți nu fac nimic. Ba, dimpotrivă, se întâmplă lucru trist, că energia care trebuie să o folosim pentru mântuirea semenilor noștri, o folosim pentru cum să cântăm cântarea, ce cântare să cântăm, la cina Domnului tăiem pâinea, o rupem. Lucruri neesențiale, așa știe diavolul să ne dea de lucru. Și pierdem adevăratele valori. Spunea fratele Victor de proiectele care le aveți pentru a ieși la parc. Cât de important este să te gândești la mântuirea semilor. Tu faci ceva pentru asta? Tu ești interesat de mântuirea altora? Tu ai o listă de rugăciune? Ți-e-ți pasă de mântuirea altora? Te-ai esec! Pentru că nu există interes pentru mântuirea altora. În urmă cu mulți ani de zile, Dumnezeu mi-a făcut harul să ajung într-o biserică din Republica Moldova, o biserică conservatoare, așa, interesant cum sunt frații acolo, mai diferiți decât noi. Și după ce am predicat, a venit un tânăr și în hohote de plâns a spus, fraților, iertați-mă, eu am fost tot timpul pe invers, eu tot timpul am criticat fraților, eu tot timpul am fost unul dintre cei care am făcut rău bisericii, iertați-mă! Mă gândesc cu fiori, că au început și alții, cu rugăciuni de pocăință și de cercetare. Ce fel de creștin ești? Îți pasă de alții? Dacă nu te-ai bucurat până acum, încearcă lucrul ăsta, spune cuiva despre Domnul. Îmi aduc aminte când am fost la un curs de evangelizare, pe vremea cealaltă era BIU, probabil că unii, Victor, ai făcut parte poate din BIU, și ni s-a dat o temă să prezentăm cuiva Evanghelia, cele patru legi spirituale. Și veneam de undeva departe, era târziu, pe tren, veneam de la Deva, și nu-mi făcusem tema. A doua zi dimineață trebuia să mă întâlnesc cu celălalt și cu profesorul. Și cel care a fost vis-a-vis de mine, nu știu cine a fost, că era noapte. I-am prezentat cele patru legi spirituale. Nu știu, Dumnezeu să se îndure de sufletul lui. N-am mai auzit nimica despre asta. Dar este o mare satisfacție să spui cuiva despre Domnul. Încercați lucrul ăsta! Am experiențe nu prea multe, îmi pare rău că nu ar trebui să am mai multe în privința aceasta. Mi-aduc aminte că am avut un
coleg înainte de a fi pastor și l-am chemat de mai multe ori la biserică, cum face orice credincios. Omul a refuzat și ne-am despărțit după aceea. L-am întâlnit după ani de zile și spunea, băi, Sorine, zice, nu mai fumez. O, zic, e fain. După alt timp l-am întâlnit, spunea, sunt bolnav, am probleme și în sfârșit lucrurile mergeau înspre a pleca din lumea aceasta. M-am dus să-l vizitez acasă și am văzut că lucrurile merg în direcția plecării lui din această lume. I-am vorbit despre Domnul, m-am așezat pe genunchi la patul lui și am spus, Ghiță, roagă-te după mine. S-a rugat rugăciunea prin care l-a primit pe Domnul Iisus. Am plecat acasă după câteva ceasuri, mă sună altcineva că soția lui o sunat-o pe sora respectivă, Ghiță a plecat. Sigur că l-am mormântat ortodox și m-a pomenit și pe mine acolo la iertăciune. Dar nu asta e important, Ghiță s-a dus în cer, binecuvântat fie numele Domnului. Dragii mei, trebuie să vă spun că așa o satisfacție am avut, așa o mulțumire, că am avut posibilitatea ca unul care pășește dincolo să pășească în rai. Când i-ai spus cuiva ultima dată despre Domnul? Încă o dată, pentru cine te rogi? Îți pasă de ceilalți din jurul tău? Ai oameni pentru care să mijlocești? Ai oameni pe care să-i aduci aici, să-i inviți și să le arăți calea mântuirii? Dacă ești interesat de aceste lucruri, atunci te bucuri cu adevărat. Atunci când se face botez aici, cred că și asta se întâmplă și la dumneavoastră, sunt două categorii de oameni. În general e bucurie, dar există câțiva care cu adevărat se bucură. Cine? Cei care au condus pe alții, pe cei care se botează la Domnul. Este așa o mulțumire când te-ai rugat, când ai mijlocit și când ai făcut ceva pentru ca cei din jur să-L cunoască pe Domnul. Încă un lucru care ne ajută să creștem în bucuria noastră și să îndeplinim acest imperativ al Scripturii, să ne bucurăm, este atitudinea care avem față de venirea Domnului. Versetul 5 spune, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Cineva spunea că termometrul pentru un creștin este atitudinea față de venirea Domnului. Cum ești în privința aceasta? Dacă vine Domnul în noaptea asta, unde te duci? Sau zici, ar trebui să mă duc acasă, că mai am de ascuns, mai am de rezolvat, mai am de, nu știu, sau poți să spui slavă Domnului. Mi-aduc aminte de John Wesley, că a fost întrebat de o doamnă, domnule Wesley, dacă era sâmbătă seară, dacă mâine seară ar trebui să plecați din lumea asta, v-ați schimbat duminică programul? Și Wesley a răspuns, nu l-a schimbat deloc, dimineața m-aș duce la biserică să predic, am după masă o programată vizită, la ora 10 mă așez în pat și mă voi trezi în slavă. Wow, ce fain! Dacă încetezi cu viața în această seară, unde te duci? Te bucuri că vine Domnul sau te întristezi? Dacă te bucuri, atunci bucuria ta crește. Dorința noastră de a ne întâlni cu Domnul ne ajută să creștem în bucuria noastră. În 1 Ioan capitolul 3, versetul 1 la versetul 3 sunt niște versete deosebit de frumoase. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Preiubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Cel mai mare eveniment care urmează nu sunt alegerile de anul viitor, ci întoarcerea glorioasă a Domnului nostru Iisus Hristos, binecuvântat fie numele Lui. Spune că aici pe undeva în Statele Unite, un om s-a dus la un concert, era în urmă cu probabil vreo 100 de ani, nu erau nici casetofoane, nici CD-uri din astea și iPad-uri și ai 5-uri, nu știu cum, ai 5 și nu știu cum, nu-s la curent cu toate astea. Și omul s-a dus la concert și erau niște pauze de respiro așa în timpul concertului și omul tot șoptea, s-a meritat. S-a meritat.
La sfârșit, cel din fața lui se întoarce și spune, omule, ce tot ai bombănit aici? S-a meritat. Păi zice, măi, eu ca să vin la concertul ăsta, am vândut o vacă. Și când am văzut ce se întâmplă aici, tot mereu am repetat, s-a meritat. Dragii mei, vom ajunge înaintea scaunului de judecată. Dragi tineri, mă bucur de toți ăștia care sunt aici, dar de voi sunt entuziasmat. Când vă văd aici cum cântați, mi s-a părut exact subiectul potrivit pentru voi, că ați cântat cu bucurie. Dumnezeu să vă binecuvinteze! O să ajungeți în fața scaunului de judecată al Dumnezeu. Astăzi poate că unii se uită la voi și spun, bă, vă risipiți tinerețea. Vă îngropați acolo cu bătrânii ăia și cântați acolo. Haideți cu noi, bă, să vă distrați, mă, nu vă risipiți viața. Trebuie să vă spun, Dumnezeu mi-a dat harul să vă nasc într-o familie de credincioși. A fost o vreme când mi s-a părut că e fain plecat de acasă și departe de Domnul. Dar de tânăr Dumnezeu m-a chemat. Astăzi, dacă m-aș întoarce înapoi, aș fi mai serios și mai dedicat. Nici vorbă să-mi pară rău de viața mea. Sunt binecuvântat de Domnul. Am o soție deosebită, 4 copii faini. Binecuvântări peste binecuvântări. Apropo de mulțumiri, cineva a dat-o zis, fă un exercițiu, ia o hârtie și scrie 100 de binecuvântări. Am scris la repezeală. În câteva minute am umplut o pagină cu 100 de binecuvântări. De lucruri frumoase care le-a îngăduit Dumnezeu în viața mea. Bucurați-vă de Domnul. Trăiți aproape de Domnul. Lăsați păcatul să treacă pe lângă voi. Nu ascultați de lumea aceasta care vă cheamă. Și când o să ajungem în fața scaunului de judecată, o să șotim. S-a meritat. Amin.